Apropo, am și ochelari care să stăm la soare să nu ne bată razele solare în ochi și să ne lasă fără vedere. Așa că îi punem acum, așa, și stăm la soare și ne punem cu fundul la mare. Închidem ușa să nu ne deranjeze nimeni. Deschidem capacul, așa deschidem capacul, ne urcăm aici, ne punem așa și așteptăm. Ia uitați-vă cât e de fain! Vai, de mine, ce cadru frumos și se reflectă în apa noastră! Și ghiciți ce este în această cameră! Aici este casa noastră pe care noi am construit-o chiar în spatele meu! Acum o să merg și o să vă o prezint. Aici sunt statuile și eu sunt aici! Deci... Începem de la statuia asta, care e făcută așa, în fel. Stă în genunchi și este cu niște foc în mână. Cam... Când te uiți așa la el, doar poți să-l observi. Așa. Dacă te duci din partea asta, nu prea se observă, dar se observă că este un foc. Aici, la fel, este un om în genunchi cu o tortă și cu o floare în mână. Wow, m-am urcat aici, din câte vedeți. Și aici este intrarea noastră, adică cam așa arată intrarea noastră. A, cineva mi-a făcut un cadou aici în chestul acesta, ia uitați-vă, nu știu de la cine e, probabil că e de la urmăritorii mei. Uitați-vă, wow, o inimioară făcută în chest cu diamante, blocuri de quartz, blocuri de iron și niște carpet și niște col. Wow, ce de fain! Mulțumesc abonaților care mi-au făcut acest cadou și dacă vreți și voi să intrați alături de mine aici, alături de mine și celor care au intrat celor abonați care au intrat pe acest server și mi-au făcut acest cadou din partea lor, fiți activi pe live-urile mele și o să aflați cum să intrați, așa că fiți atenți! Eu fac live-uri și o să aflați cum puteți să intrați pe serverul meu, aici pe Survival, să jucăm împreună, să facem lucruri frumoase. Așa că haideți să mergem mai departe. Aici e intrarea, așa e intrarea. Wow, cât e de faină intrarea asta, chiar le-am gândit puțin până am făcut-o. E așa cât de cât ok, dar mie îmi place foarte mult, anume covor roșu, așa intrăm acolo, dar vreau să vă fac așa o tură prin prejurul casei și apoi intrăm în... casă, chiar direct în casă. Aici este cățelușul meu, doar că trebuie să-i dau un nume, nu i-am dat încă. Aici este un copac care l-am pus și aici deja am făcut un fel de... Aici este beacon-ul nostru, beacon-ul cu tricolorul. Aici sunt veverițele noastre, ui, scuze, nu veverițe, dar vulpi. Sunt vulpișoarele noastre care sunt cu diamante în gură. Ia uitați-vă! Uitați-vă, are diamant în gură! Mi-a furat diamantul! Sunt cu diamante în gură. Nu, nu o să o ucid cu toporul, așa l-am pus doar. Pe aici, ce mai avem noi? Avem așa un cap de bostan, de Halloween. Chiar dacă la noi nu mai este Halloween-ul. L-am pus așa de decorațiune, aici am mai făcut așa un fel de gard sau ceva de genul acesta, prin împrejur așa. Și încoace este așa un mini, nici nu bazin, un mini iaz așa să spunem. După care, ce mai avem pe aici? Aici sunt animăluțele noastre, avem, acum și o să ne ducem chiar înăuntru. Și o să vă arătăm că avem portița acolo din casă, să intrăm direct. Așa, cam așa arată. Wow, aici este bucătăria, se vede de prin afară. Așa că aici este terasa noastră, mini terasa, așa. Ieșim aici la o cafea de dimineață. Mai multe terase și mai multe chestii avem interesante. Așa că haideți să intrăm în casă. Aici cum intrăm la intrare deodată avem unde să punem încălțămintele. Vedeți că am pus încălțămintele și aici este așa un fel de dulăpior. Dacă vrem să punem un fel de dulăpior și așa. Numai că nu știu. Ciudat. Ah, gata. Gata, le-am pus la loc. Deci dulăpiorul și ce mai avem? Și aici intrăm deodată, avem niște flori. Eu sunt cu florile, am pus foarte multe flori de astea, la lele se numesc. Aici avem baia, adică WC-ul, care intrăm în el. Închidem ușa să nu ne deranjeze nimeni. Deschidem capacul. Așa deschidem capacul. Ne urcăm aici. Ne punem așa. Ne punem așa. Și așteptăm. După care ne coborâm. Dăm maneta în jos, închide și capacul, strage și apa. E fix ca în viața reală. Și aici deja ne spălăm mâinile, dacă avem nevoie de spăla mâinile. Și desigur că avem nevoie, pentru că așa e igienic și așa e normal. Fix ca în viața reală. Și deja închidem ușa. După care, ce mai avem noi pe aici? Aici avem bucătăria noastră, unde o să facem copturi, torturi și așa mai departe. Bucătăria noastră nu e chiar așa de mare. Da, mie o să-mi ajungă. Aici este frigiderul nostru. Frigiderul. Deschidem frigiderul, ne punem chestii dacă avem nevoie ceva din mâncare. Apoi, ca să-l închidem, dăm maneta în sus. Ce mai avem? Aici avem chiuveta. Și aici un fel de chiuvetă, cred că de clătire sau ceva. Aici sunt niște buruiene care le adăugăm în mâncare și așa. Și deja avem unde coacem mâncarea, aragazul și așa. Deci cam așa arată bucătăria noastră. Și de aici, din bucătărie, uitați-vă, avem o priveliște direct la animăluțe, direct la Camila aceea mea care am îmbrăcat-o în hăinuțe rozove. Cum stă îngândurată, nici nu se mișcă. Stă în aceeași poziție. Da. Deci, ce mai avem noi aici? Aici, iarăși este o ieșire, doar că ușa nu trebuie să fie deschisă, că mai știu eu, mai pot să mai intre cineva și să facă babam. Dar vreau să vă întreb, voi vă dați seama ce se poate afla aici? Ia, chiar vreau să scrieți în comentarii și să vedem, vă dați seama sau nu? Eu aștept. Bine, cred că nu v-ați dat seama, dar o să vă spun eu acum. Mă apropie aici, vedeți că parcă nu e nimic așa, nu știu cum, ca să vă dai vreun indiciu despre că ar fi o intrare secretă. Și uitați-vă, dăm asta în jos, ne punem aici, ne punem dedesubt, vedeți dedesubt, noi suntem dedesubt la, ca și cum ar fi o măsuță făcută. Și apoi o deschidem și intrăm înăuntru, închidem înapoi ca să nu ne vadă nimeni și ne coborâm, și deschidem de fapt asta, ne coborâm aici pe scări, așa, și tada! Am ajuns în camera secretă! Aici chiar este camera noastră secretă, pentru cine nu și-a dat seama acum. Eu cred că din start nu v-ați dat seama, dar sper că o să scrieți în comentarii și o să îmi spuneți ce v-ați gândit că este. Și aici deja o să ne punem lucrurile noastre care, nu știu, tot teme și așa, care vom dori să fie secrete cumva. Și aici sunt și ca un fel de comoară am pus aici, comoară cu blocuri din diamant, gold și o bucată de iron. Cam așa arată camera noastră secretă. Eu cred că e frumoasă camera noastră secretă. O să trecem așa, închidem și acolo, închidem ușa și acum ne ducem repejor ca să nu ne vadă nimeni. Camera noastră secretă, închidem și ne dăm așa. Și voi v-ați dat seama, nici nu v-ați dat seama că e o cameră secretă, dar da, este camera secretă. Mai departe, ce avem aici? Wow, avem canapeaua cu TV-ul. Chiar aici vom veni și ne vom odihni în weekend sau nu știu când vrem noi să privim ceva la TV. Avem și boxele, avem și buton ca să prindem televizorul și ne așezăm pe canapea aici, așa în jos, și ne uităm la TV. Cum vi se pare ideea? Mie mi se pare foarte, foarte fain pentru că avem un TV foarte mare aici. Și avem și o priveliște frumoasă. aici înspre construcțiile noastre, înspre Beacon, și mai avem noi pe aici. Și aici deja avem lacul nostru care este limpede ca lacrima. Mai departe aici iarăși avem o ieșire, un fel de ieșire spre lac, tot așa un fel. Apoi ne-a rămas la primul etaj, ne-a mai rămas, vă mai arăt un fel de cameră cu fân și apă pentru animale, pentru colidor cu hrană și apă pentru animalele noastre, care sunt chiar aici. Căluțul, măgarul, niște pisici, mai avem pe aici o găinușă și încă vreo câțiva cai și cămilele deja care le-am îmbrăcat să fie frumoase și ele. Cam așa arată aici. Aici întotdeauna trebuie să închidem ușa numai decât pentru ca să nu vină animalele cumva prin casă și apoi e mai greu să-l prinzi. Și așa cam așa, mie îmi place. Și acum ne urcăm la etajul 2. La etajul 2. Uitați-vă cum este la etajul 2. Aici la etajul 2 avem un fel de jocuri de masă. Adică dacă ne plictisim de la etajul 1 de TV și așa și vrem să ne întâlnim cu cineva să mai jucăm câte un joc de masă, venim aici. Și chiar acum apune soarele. Răsare, Doamne! Răsare soarele nostru! Ia uitați-vă cât e de fain! Vai de mine, ce cadru frumos! Și se reflectă în apa noastră limpede ca lacrima și este și o pisică acolo. Vai, cât e de fain! Și ne așezăm aici, ne jucăm deja în șah, în cărți, în ce dorim noi să ne jucăm, în ce ne propunem. Apoi deschidem ușa și aici sunt scările. Dar trebuie să închidem din urmă numai decât pentru ca să nu ne trezim. Este covorul roșu, sunt niște lămpi aici ca să nu ne împiedicăm pe scări și ne dăm jos pe scări și suntem iarăși în curte. Apoi ne urcăm înapoi dacă vrem pe aici, avem mai multe intrări și ieșiri. Deci și aici avem la fel un covor roșu cu niște scări, cu scările la fel care ne duc spre acest iaz, spre această, nu știu cum să-i spunem, baltă, nu știu. Și aici este jacuzzi. Vă arăt și acuși cum arăt eu în jacuzzi. Mă pun așa, în jos. Cam am încăput eu în apă. Hai că e ok, hai că e bine. Îmi spăl picioarele. Apropo, am și ochelari care să stăm la soare să nu ne bată razele solare în ochi și să ne lasă fără vedere. Așa că îi punem acum, așa. Și stăm la soare și ne punem cu fundul la mare. Hai că e ok așa, hai că e bine, eu zic că e bine. Stăm la bronz. Așa. Mai departe, mergem să vă arăt mai departe ce mai avem, că avem mai multe chestii. Deci am ieșit de pe terasa cu jacuzzi și ne ducem prin dormitorul oaspeților. Aici este dormitorul oaspeților, trebuie să batem la ușă. Cioc, cioc, cioc! Că dacă dăm peste un oaspete fără îmbrăcăminte, o să spună că nu avem educație de acasă să batem la ușă. Așa că intrăm. Aici, după cum vedeți, este patul, sunt niște rafturi de cărți, este lumină, este așa un fel de tot ca decorațiune ceva, prosop și aici o masă, ceva cu un cest, ce mai este? Și aici este dulapul, deja dacă vrem să punem ceva în dulap, oaspeții dacă vor să-și pună ceva în dulap, deja au opțiunea asta de dulap. Și cam așa arată, nu arată așa de mare, e destul de compact, dar sunt toate condițiile aici. Și plus la asta mai au și priveliște frumoase pe geam, ia uitați-vă, priveliște pe geam. Așa că trecem la următoarea cameră, camera pentru oaspeți, adică unde primim oaspeții cu masă. Avem o masă mare unde primim oaspeții să stăm la masă. Așa că haideți să intrăm. Cam așa arată, e dintr-un capăt până în altul, cu scaune, iarăși flori, tablouri, ce mai avem? Și cam așa, avem scaune și deja fiecare ce va servi. pe masă deja. Și iarăși flori pe masă. Cum fără flori? N-are cum să fii fără flori. Așa că și plus asta mai avem și așa o priveliște asupra la statui, asupra la ce mai avem noi pe aici prin harta noastră. Destul de ok. Și aici iarăși avem o intrare, o ieșire. Avem mai multe intrări și ieșiri, după cum am spus. Acum închidem ușa înapoi aici și urmează să ne ducem la baie, adică unde facem baie deja. Cam așa arată. Aici este vana noastră, unde noi ne băgăm aici. De aici curge apă de sus, ca un fel de duș, și aici deja ca un fel de cadă. Și aici apă caldă, rece și deja apa, scurgere de apă. Cam așa arată. Nu știu, mai vedeți așa? Mă pun în jos și cam așa arată. În cap. Este destul de încăpătoare cada. Acum ieșim din cadă. Ce mai avem aici? Stați puțin. Așa. O lampă. Aici mai avem un din spălăm fața și așa mai departe. Dimineață, un fel de masă. Și iarăși dulap. Și cam așa. Este simplu, dar frumos și încăpător. Cam așa. Este baia noastră. Baia... Și aici cam totul am văzut la etajul 2, acum ne urcăm la etajul 3. Dormitorul copilului. Dormitorul copilului și să vedeți pe cine găsim noi acolo, ca copil. Așa, deschidem ușa, închidem înapoi ca să nu iasă copilul, copiii. Cam așa avem un fel de... Aici putem să punem și muzică, putem să citim și cărți, avem și așa un mini birou. Avem multe tablouri, multe lămpi și avem aici un fel de dulăpior așa micuț. Și ia uitați cine sunt copiii. Cine sunt copiii? Copiii lui Ilie și a mei. Doar că Ilie are 2 și eu am 1 care s-a pus așa pe pat. Și uitați-vă cum stă el liniștit și se uită. Și a lui Ilie deja. Unul se uită la mine și unul se uită în jos, apoi tot așa. Și lor nu le este plictisitor aici, pentru că totul este colorat, au lumină, sunt în siguranță ca să nu-i mănânce vreun animal sau ceva, vreo pisică, vreun mai știu eu cine. Așa că ăștia sunt copilașii noștri drăgălași. Deci, pa, pa, copii! Ne revedem! Mai departe. La cine vrea să ne ducem? La biroul lui Ilie sau la biroul lui Vitalina primul? Eu o să mă duc la biroul lui Vitalina, dacă totuși eu sunt aici, Vitalina. Deci, cam așa este la mine intrarea. Este o carte așa încetată, pusă frumos acolo. Scrie biroul meu. Apăsăm pe buton și intrăm chiar acum. În biroul meu, vedeți așa, vedeți un trandafir acolo, vedeți niște tablouri, niște flori, desigur, cum fără ele, și niște lumină deja. Și aici ghiciți ce e? Niște sign-uri cum mă găsiți pe TikTok sau pe YouTube. Dați subscribe, like și comentariu. Mai departe mi-am pus Ender Chest-ul meu aici și puteți vedeți ce am eu Ender Chest. Ender Chest-ul acesta mă ajută când am eu vreo nevoie urgentă și îl port de fiecare dată cu mine. Doar că acum l-am pus aici la mine în cameră, o să mai fac rost să mai am cu mine. Sau chiar am cu mine, ia stați mă uit. Da, am cu mine, da, m-am încurcat. Am cu mine Ender Chest-ul care îl port și Ender Chest-ul la mine în birou. Avem un calculator, un mouse și cel mai important când ne așezăm așa pe scaun, nu știu dacă o să mă vedeți, acuși, așa, ne așezăm pe scaun și lucrăm la calculator, aici este mouse-ul meu și lucrăm fix la calculator cum în viața reală, așa și în acest joc, în casa noastră. Apoi ne coborâm din scaun. Așa, ne-am coborât din scaun și mergem la biroul lui Ilie să-l vedeți și pe-a lui. Dar pe-a lui, când o să-l vedeți, o să fie încă mai interesant. Deci, deschidem ușa și peste stâlp vedem biroul lui Ilie. Biroul lui Ilie cam așa arată, are un fel de inimioară ceva acolo. Eu i-am pus floarea asta la intrare. Și intrăm la el. Cum intrăm la el? Cum dăm cu capul într-un tablou aici? Foarte, foarte interesant. Ia uitați-vă. Capul în tablou aici, cu capul în tablou aici, cu capul în tablou aici. Tablouri, 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 peste tot, numai tablouri. Noi să știm că Ilie este iubitorul tablourilor. Că el, cred că dacă avea posibilitatea, putea să pună și pe aici tablouri, și pe aici, pe aici, pe aici, peste tot. Ilie a mai craftat încă 2 stacuri de tablouri, dar nu a avut unde să le pună, pentru că e locul destul de micuț și n-a avut posibilitatea unde să le pună, așa că le-am pus acolo la noi în chesturi. Poate ne va mai trebui vreodată la vreo construcție sau la ceva, pentru că nu a putut să le pune, n-a avut posibilitatea. Dar dacă era să aibă, cred că era să fie aici mai ceva, că eu am intrat și mă amețești capul. Și deja mai are aici niște șulcări, masa deja, la fel birou ca și mine, calculatorul, mouse-ul, scaunul. Nu vreau să mă așez pe scaunul lui pentru că să-mi spună ce am căutat pe aici, așa că vă arăt doar așa repejor. Și la fel, puteți să-l găsiți pe Ilie, pe TikTok, așa este scris, pe Instagram puteți să-l găsiți, puteți să-l întrebați orice despre biroul lui sau ce vreți voi să-l întrebați. Și da, să dați un follow ca să ne găsiți pe ambii, că noi ambii facem live-uri și să fiți activi acolo și o să aflați cum veți putea să intrați la noi pe hartă. Ilie tot face live pe acest TikTok, așa că intrați, găsiți-l, dați-i un follow și fiți activi, pentru că el tot face live și o să vă spun cum o să puteți intra pe această hartă la noi, să jucați alături de noi și de membrii noștri pe această hartă. Așa că ne-am dus mai departe. Apăsăm pe buton, ieșim de aici, parcă v-am arătat totul pe aici și acum ne urcăm la ultimul etaj. Ultimul etaj este mansarda noastră. Cam așa este, uitați-vă așa și închidem înapoi ca să nu cădem. Și uitați-vă, mie foarte mult îmi place că este un fel de priveliște de aici, poți să observi, poți să stai un fel de șpionat, să faci un fel de șpionat aici, pentru că sunt din 4 colțuri priveliștea și se poate de văzut cine și ce face. Așa că wow, avem și priveliștea spre ferma de iron acolo. Putem să vedem cât e de fain. Nici nu m-am gândit ca să facem noi chiar așa o priveliște și părțile să fie faine, să vedem noi totul ce se întâmplă. Și ghiciți ce este în această cameră. Vreau să scrieți, să ghiciți și voi ce este aici. Și 1, 2, 3 și eu vă spun ce este aici. Aici este o cameră unde intrăm cu toții, ne așezăm pe aceste scaune confortabil și ne jucăm de-a sticla, se mai spune butilăcica. Ne jucăm împreună cu abonații noștri aici pe... intrăm cu toții, ne suim aici pe mansardă și ne jucăm împreună în butilăcica. Așa că, dacă vreți și voi... Așa, învârtim, repejor, repejor, repejor și deja la cine va cădea, acela se va pupa. Da, cam acesta este cameruța noastră cu joc. Apoi ne dăm în jos, așa. Și cel mai important, afară este noapte, dar noi n-am dormit. Și haideți în dormitorul, dar dormitorul nostru unde-i? Nu v-am arătat dormitorul nostru, ne-am urcat sus, dar jos am uitat de dormitor. Haideți să vă arăt repejor dormitorul și plus asta o să ne mai culcăm dacă tot o să fim aici. Intrăm în dormitorul nostru și aici cam așa arată dormitorul nostru, niște cărți. Aici este ceasul nostru de dimineață. Cine nu vrea să trezească, batem în el și se va trezi cel care doarme acolo pe pat. Aici sunt niște dulăpioare de-a noastre și cam așa arată dormitorul. Și ne culcăm dacă tot este noaptea. Să se facă ziua ca să nu avem probleme cu monștri. Și de aici e așa o priveliște simplă. Dacă vedeți acolo, se văd niște, se reflectă în valurile cele, se reflectă soarele. Cam așa a fost. Este etajul 1, etajul 2, 3 și a 4-lea este mansarda care eu v-am arătat-o. Unde ne jucăm jocul acela. care v-am spus eu. Haideți să ieșim pe care intrare să ieșim, că avem foarte, foarte multe intrări. Ieșim pe intrarea principală. Dar vreau să vă arăt ce e acesta, ce e acest covor roșu. Și vouă vi se pare că e un covor simplu roșu, dar nu e chiar așa de simplu cum vi se pare vouă. Și anume, dacă spargem aici, uitați-vă, aici este un fel de capcană pentru monștri, că dacă vreun monstru va dori să intre la noi în casă și cumva vreun creeper sau mai știu, dacă creeperul bubuie și dacă intră vreun creeper în casă aici și bubuie, munca noastră se duce pe apa sâmbetei, așa că noi nu ne dorim acest lucru și am făcut aici un fel de capcană și când ajunge monstru aici se începe a învârti ca o balerină, dar în casă nu poate intra. Așa că asta e foarte, foarte foarte fain. Ia stai să vedem dacă o să putem să o punem înapoi. Gata, am pus-o. Doar noi putem să intrăm, să ieșim, dar monștrii stau și se învârt așa într-una și nu mai pot intra în casă. Asta e cel mai superb lucru, pentru că dacă intră, da, se poate întâmpla chestii neprevăzute. Și cam așa. Și uitați-mi să vă mai arăt încă o statuie. Statuia Aquaman se numește statuia aceasta. Ia uitați-vă. Este cu tridentul în mână și aici parcă ar avea așa un fel de coadă de pește. Vedeți cât e de fain și aici se întâmplă un fel de unde sunt cristalele astea colorate, un fel de magie de la trident. Așa că fiți atenți că tridentul se poate activa și poate să facă magii. Deci cam așa arată casa noastră, care de mult voi spuneți că unde locuiți voi și noi spuneam când la villageri, când încolo, când încoace, dar casa noastră nu mai aveam. Așa că de data asta casa noastră în sfârșit este gata și în sfârșit noi ne putem muta, putem să trăim acolo, în casa aceasta care am făcut-o. Aștept cu nerăbdare deja să ne mutăm cu traiul. Așa că ce am vrut să vă spun, o să mă pun aici, vă spun. Vă mulțumesc la toți pentru că ați scris în comentarii, ați dat like, ați dat share, ați dat subscribe și vă mai aștept la episodul următor cu noi păreri, cu noi comentarii. Și eu vă mulțumesc tuturor că ați fost aici până acum aici alături de mine. Pa, pa tuturor! Pa!